Deputatul PSD Dumitru Coarnă a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a depus la parchet 4 denunțuri penale în urma ilegalităților descoperite la Spitalul de Psihiatrie Săpunari și în Comuna Crivăț. De asemenea, deputatul a precizat că în momentul de față verifică facturile emise pentru lucrările efectuate la un drum de 5 km din satul Pelinu, Comuna Dormărunt. Din informațiile deținute de Coarnă, se pare că lucrările efectuate au fost facturate de două ori. Noi am tot vorbit despre anumite probleme, despre audiențe, despre discuții pe care mi le-am adus în evidență, constatări pe care le-am făcut. Și sigur că mie îmi place să fac și acea trecere de la vorbă la fată, la faptă. Ieri am depus la partidurile pe lângă Tribunalul Călăraș, prin poștă, 4 denunțuri penale. 4 le-am depus. Am aici documentele de la poștă, confirmare de primire. Și o să vă zic așa, avem un denunț penal pentru Comuna Crivăț. Executare de lucrări pietruite în drumul în Comuna Crivăț. Ce credeți că s-a întâmplat? Factură achitată, 800 de tone de piatră, nicio piatră nu a ajuns în Comuna Crivăț, banii au ajuns la cei care, în opinia mea, au comis o infracțiune, am și facturile, am depus denunț, este un prejudiciu undeva la 80.000 de lei, 800 de milioane de lei vechi. Un alt denunț pe care l-am depus ieri, Spitalul de Psihiatrie despre care vorbeam, Spitalul de Psihiatrie Săpunari, am depus denunțul, confirmarea de primire, la poștă. Aici avem un prejudiciu estimat undeva la 200.000 de euro. Practic, costă undeva la 400.000 de euro. Dacă eu aș evalua și aș fi procuror, aș imputa toată suma de 390.000 euro, pentru că, până la urmă, acele aparaturi medicale nu erau utile și oportune, nu se pliază pe specificul spitalului. Una peste alta și factura, în opinia mea, din verificările pe care le-am efectuat, a fost dublată. Am depus și acel denunț pentru spitalul din Săpunari. Un alt denunț, nu privește tot primăria din Crivăț, acolo am mai constatat un lucru. Înainte de campania electorală sau în perioada campaniei electorale din septembrie 2020, au construit un gard care împrejmuia cimitirul. Un lucru bun, de altfel. Dar din valorile pe care le-am făcut eu, costurile ar fi undeva la 150.000 de lei, factura este de 300.000 de lei, adică 3 miliarde de lei vechi. Am depus și acolo cu documente, cu factură, cu tot ce înseamnă element de probațiune, am depus denunț penal. Și încă un al patrulea denunț penal, pentru că 4 dosare am aici, pe care vi le prezint, dacă vreți, vi le las. Am depus tot la spitalul din Săpunari, acolo am mai găsit o factură despre care vă spuneam eu. Era vorba de o amenajare parcare, 160 de tone piatră, facturate, încasate, deci efectuată plata, în fapt, au fost depozitate în zona respectivă undeva la 25 de tone, 30 să spunem prin extensie. Deci o diferență de 130 de tone facturate, încasați banii, o altă infracțiune în opinia mea. Deci toate cele 4 denunțuri penale le-am pus către parchetul de pe lângă tribunalul Călăraș. Domnul Xenofonte, să-l scot un pic din amorțeală, deși competența teritorială în opinia mea ar trebui și cred că o să ajungă dosarele la Lehliu Gară, la parchetul de pe lângă judecătoria Lehliu Gară și parchetul de pe lângă judecătoria Oltenița, eu să monitorizez îndeaproape aceste lucruri, pentru că de multe ori în aceste dosare penale nu se lucrează, fiind o influență politică extrem de mare și atunci sigur se creează o presiune pe procurori, deși procurorii ar trebui să reziste acestei presiuni și nu vreau să dezvolt subiectul în altă direcție. Mai am în lucru mai multe probleme de natură infracțională. Da, o să vă prezint doar una. Am în studiu acum, avem aici un drum. Un drum comunal, e vorba de Comuna Dormărunt, Pelin, 5 km. Lungime, 5 metri lățime. Drum care a fost reabilitat cu piatră, am aici fotografiile, în perioada 2014-2016. Toate bune și frumoase. Doamne ajută, primarii lucrează. Bine. Ce să vedem noi? În 2018, se facturează a doua oară acest drum. 100.000 de euro, 5 miliarde de lei. Nu fiind factură. Deci în 2018 același drum este facturat a doua oară. Practic au semnat, au luat banii. Drumul era
făcut și avem documente în acest sens în 2014-2016. Vorba de comuna Dormărând, e satul pe limbă, cine știe zona respectivă. După sărbători, după Paște, o să depun și aici un denunț penal. Dar se pare că mă transform în altceva eu. Mă transform în șeful poliției județene, mă transform în prim procuror al parchetului de pe lângă tribunalul Cărăraș, adică practic eu fac ceea ce trebuie să facă niște oameni care sunt plătiți pentru aceste lucruri. Curtea de conturi n-a fost acolo nici în 2014, nici în 2015. Mulțumesc pentru întrebare. Deja consilierea mea are în lucru adrese către Curtea de Conturi pentru toate aceste primării, că mai am un lucru și altele, dar nu pot să vi le dezvolui acum. La următoare conferință de presă mai avem discuții și în alte primării din județul Călăraș care au fraudat în aceste metode de supra încărcarea facturii. Practic se dublează, se triplează factura. De multe ori nu înțeleg până unde pot ajunge cu lăcomia asta. Da, cred că au fost. În unele știu că au informații că au fost Curtea de Conturi. Dar eu o să fac o solicitare oficială în baza legii 544. Deja consilierea mea are temă. După sărbători să plece adresa către primăriile despre care vorbim noi acum și să rugămintea să-mi înainteze materialele respective, controlele Curții de Conturi, să vedem ce au constatat acolo și dacă s-au dispus. Iar cu gardul de la cimitir trebuie văzut dacă este și proiect de hotărâre, pentru că la țară bisericile insistă să dețină în proprietate cimitirele. Da. Dacă se poate numai să ia bani pe chirie sau pe serviciile prestate, iar tot ce înseamnă gard, știu eu, poteci făcute în, mă rog, construcții făcute în interior, să le suporte autoritatea publică locală. Da, să văd dacă există și până și autorizații de construire. Deja la Crivăț am declanșat această procedură, am și înaintat adresa către primăria din comuna Crivăț, în baza legii 544, să mi înainteze toate aceste documente. Sunt în așteptarea lor. V-am spus că eu încerc să și trec la fapte, adică nu doar să venim să povestim aici, că e ușor să vin. Cine? Domnul Robu, de la Crivăț. Da, un infractor emblemă, sau cum se numesc așa. Nu știu, vom vedea cât de emblemă era, în opinia mea, pică pe niște facturi emblematice pentru frauda. Cel de la Crivăț, care a fost, spun, e vorba de mandatul 2016-2020. Mai am în studiu câteva primării din județul Călăraș, dar toate la timpul lor, acolo le monitorizez deocamdată și în momentul în care voi avea toate elementele, sigur să fiți convinși că tot cu dumneavoastră le voi discuta înainte să le depun la parchet, pentru că așa e corect, oamenii trebuie să știe, trebuie să fim extrem de transparenți. Noi am promis în campania electorală că vom lucra pentru oameni și uitați-vă că putem să venim cu argumente extrem de... Știți cât de mândru mă simt că vin și într-un Călăraș și văd că acolo se lucrează și se lucrează bine, calificat. De 30 de ani întrebam oamenii politici, dar nu vreți să faceți lucrarea asta? O să o facem. Cine știe să la de cât ori fi facturat? Nu știu, să verificăm. Da. Și așa de bine mă simt și să vedeți la final ce frumos o să fie intrarea. O să vine cineva în vizită la noi, e altceva, nu? Și ne mândrim cu lucrul ăsta. De-aia vă spun că nu întâmplător am ales de asta. Da, domnul Răducu Filipescu, bineînțeles, dar la cine altcineva? Da, domnul Răducu Filipescu, mă refer. Dar se pare că are, deocamdată, încă mai sunt niște protecții, da? O să dispară încet de ce și protecțiile astea, pentru că infracțiunile sunt atât de mari, că nu știu cât o să reziste și procurorul la acele protecții sau cât o să reziste la acele intervenții, ca să fiu mai direct. Dacă aveți întrebări, vă stau cu drag la dispoziție. Ați avut moțiunea de cenzură, da. Potriva cui? Păi moțiunea de cenzură depune potriva guvernului. Ați avut moțiunea simplă pentru ministru. Am avut moțiune simplă, pregătită pentru Voiculescu și Dumnezeu a vrut să-l demită primul ministru zombie. Domnul Câțu zombie l-a demis pe domnul Voiculescu. Înainte să dezbatem noi moțiunea. Am avut moțiune pregătită, a doua era pentru ministrul Voiculescu, acum noi pregătim o moțiune, deja vă spun că am semnat apelele, pregătim moțiune de cenzură pentru guvern. Asta va fi în decada mai-iunie. Vacanța parlamentară o să fie de la 1 iulie. Da. Ați avut trei interpelări în acesta, ați primit răspunsul? Niciuna. N-am primit răspuns la nicio interpelare. Am două la Ministerul de Interne, mulțumesc de întrebare, și una la Ministerul Învățământului. N-am primit încă răspuns la niciuna dintre interpelări. Aștept săptămâna viitoare și sigur că e săptămâna mare. O să las și eu mai ușor lucrurile, pentru că așa e. Domnul deputat, domnul senator, ce are din februarie cu venerii? N-am primit niciun răspuns, dar eu știu ce am de făcut. Am la dispoziție o instanță de contencios, o să mă adresez acolo unde trebuie, pentru că nu
cred că este, dacă vreți, în opinia mea, corect să tratezi cu indiferență Parlamentul României și un parlamentar care îți adresează ție ministrul de interne sau învățământului, că acolo am depus. La învățământ aș mai da o șansă pentru că am depus-o ultima și sunt în termenul prevăzut de lege cei de la învățământ. Dar la interne am două depuse. Nu am primit niciun răspuns de la domnul Bode. Sper să reanalizeze. Mâine rămân în București, că am și un dosar la judecătorie sector 5 și mi-am programat-o să-i dau un mesaj de ministru, poate mă și văd cu dumnealui să discutăm și pe această temă și nu numai, pentru că până la urmă mă transform în altceva. Dacă la Călăraș domnul Bode nu înțelege că poliția județeană prin inspectorul și șefințul trebuie să facă pentru tot ceea ce pentru ce este plătită, e o problemă. Adică ce vă spun eu acum, aceste informații, eu sunt convins că le dețin ei. Eu sunt convins. N-ai cum să lucrezi în poliție, înseamnă că ești degeaba acolo. Adică vorbiți un om care a fost polițist 20 și ceva de ani. Și am lucrat direct cu aceste lucruri. Cred că vorbiți cu domnul Bode să transmită celor de la rutieră să nu mai stea la fânt, efectiv, în parcări și să stea unde le e locul. Dacă îmi dați niște situații... Aici în oraș, că nu, știți rugămintea mea, da. Facem și lucrul ăsta. Vreau cu un politistă să-l vedem toți. Așa trebuie să fie, că ăla e aspectul preventiv. Atunci, în momentul în care văd polițistul, e aspectul preventiv fundamental. Dacă puneți o întrebare cu privire la speța de la Pitești, mă gândeam că cineva mă întrebă. Așa se întâmplă când presiunea pe poliție este în alte zone decât cea pentru care statul român e investit, aceea de a asigura ordinea publică, nu? Zone contravenționale ori penale. Noi n-am, în ultimele 14 luni, am gestionat poliția altfel, din punct de vedere politic. Am trimis-o după măști. A rămas că n-a rămas că, cu mască, fără mască. Și am făcut o presiune pe poliție să aplice sancțiuni, să ne luăm de bătrâni, ceea ce nu este în regulă. Uitați-vă că în prima decadă a situației de urgență din martie-aprilie 2020 au fost date amende 50.000 de lei. Eu nu înțelegeam că am sunat pe unul dintre ei, dar cum poți să dai tu 50.000 de lei amendă unui om care a plecat din curte că i-a scăpat nu știu ce animal? Dar au fost neconstituționale. Categoric, da, foarte bine că a intervenit în curtea și a declarat acele ordonanțe militare ale domnului Vela, care nu înțelegea nimic ce înseamnă nici militar, nici ordonanța. Curtea, pe bună dreptate, le-a declarat neconstituțională și atunci au făcut dreptate. Dar această presiune mutată pe poliție să facă altceva decât ceea ce trebuie, uitați-vă că sunt și rezultatele astea. Nu că sunt și polițiști care nu își fac treaba așa cum prevede fișa postului și eu întotdeauna am scos în evidență lucrul ăsta și voi continua să-l scot fără niciun fel de problemă, pentru că altfel nu ne face bine. Societatea trebuie să înțeleagă aceste instituții care sunt puse să lucreze în interesul nostru, trebuie să facă ceea ce scrie în fișa postului. Nu să stăm la pândă, nu să ne bată joc de oameni, nu să creăm noi conflicte, că noi suntem pus la plan în conflicte.